Hello to Tudor, și bun găsit înapoi în Dirail Valley Overhauled. Haideți că m-am hotărât să mai joc un pic jocul ăsta, să mai văd și ce fel de update-uri au tras băieții. E încă în curs de development. Hello to Tudor, și bun găsit în Dirail Valley Overhauled. Haideți să mai jucăm un pic jocul ăsta. Joc aici cu două masive locomotive D6 din aceste heavy duty diesel. Și, deci asta e una, asta e a doua și în spate uitați-vă ce car. Bartai. Balotul de șine de oțel. Ia să vedem cum arată, cum vin. Absolut superb arată. Au implementat în cel mai nou patch, dacă nu mă înșel, tipii ce dezvoltă chestia asta. În sfârșit au implementat suport pentru unități multiple de diesel, să poți controlezi într-o singură cabină mai multe locomotive. Până în momentul ăsta era un add-on pe care vi l-am arătat într-un feed anterior, în care îți permitea să faci acest lucru. De acum încolo, hai să o deschidem și lumile din bord și farurile. Ia, sunt curios dacă au făcut farurile funcționale. Nu. Încă nu sunt funcționale farurile. Poate pe viitor. Să-i mai dăm un pic. Observați, trag și la deal acum cât de greu se mișcă cu două locomotive, pentru că am o încărcătură. De fapt, vă și arăt ce fel de încărcătură am asta. Deci, uitați-vă și voi câte multe vagoane cu... fier cu șine de oțel, de fapt, sunt. Și, mulțumită unui alt add-on ce l-am prezentat deja, în momentul ăsta, uitați-vă pe harta asta a lumii, de unde suntem noi, am plecat din Steel Mill până la destinația noastră, adică Harbor Town, toate magazurile vor fi schimbate dinainte. Așa că nu va mai trebui să ne îngrijorăm decât despre faptul că acum intrăm în picaj, s-ar putea să prindem viteză considerabilă, dar fiind ce cărăm în spate. Frâna dinamică în continuare nu funcționează. Probabil va funcționa într-un patch viitor. Dar hei, ce... ok. Hai să frânăm puțin, pentru că avem o limită de 50 de km la oră pentru acest macaz. Și acum presupun că vom putea băga viteză din nou. Ia stați că vreau să văd de aici cum se vede. Absolut magnific. Uitați-vă și voi cum curg acele... Ia să vedem cum vine trenul. Asta e thumbnail-ul, priviți-l. Priviți-l cum vine thumbnail-ul. Absolut superb arată. Și am intrat direct în cabină. Presupun că putem să-i dăm niște juice. Destul de greu de controlat. 120 la oră avem aici. Plan. Măcar să putem prinde noi atâta. Destul de greu de controlat trenurile. În jocul ăsta nu este simplu chiar deloc. Nu mai zic de trenul pe apuri. Dar chiar și dieselurile sunt destul de dificil de controlat. L-au optimizat mai bine, observ. Îmi place cum se vede, îmi place cum arată. Hai să deschidem ăsta să ne vină un pic de aer. Și de zgomot.
de frumos. Și în spate vedem cum curge trenul în spatele locomotivei noastre. Absolut super. Bineînțeles, jocul ăsta este optimizat pentru VR. Eu nu-l joc pentru VR pentru că nu am headset VR, dar din fericire se poate juca și non-VR. Și aici este limita de 90 la oră. Am înțeles de când am mai jucat că Devi au încercat să peciuiască și treaba cu limitele de viteză, erau mult prea restrictive înainte. Acum au lăsat ceva mai multă libertate, să poți să te bucuri de traseu fără să deraiezi la tot pasul. Deși până la urmă, titlul jocului este Derail Valley, asta e toată chestia, să știi să-ți controlezi locomotiva să nu deraiezi. Și acum intrăm pe ceva ce pare a fi un nu e pod. Nu este pod, credeam că e un pod. Bineînțeles, nu există trepte de viteză pentru mașinăria asta, cât îi dai atâta face. Și accelerația, după cum observați, este în trepte. Clopotul nu funcționează încă. Trebuie să fiu foarte, foarte atent la limitele de viteză, să aplic frânele. Bineînțeles, o locomotivă de genul ăsta nu frânează ca un autoturism. Trebuie să știi când și cum să aplici frânele. Și acum ne trebuie o viteză de 50 la oră. Deci, ar trebui să fie în regulă. Intrăm în tunel. Ia să tragem și semnalul. Și acum putem să îi dăm din nou. Da, nu. 50 la oră. Deci, spre osebire de cum vedeți indicatoarele rutiere la marginea drumului, pentru trenuri, valorile limitelor de viteză sunt scrise cu o singură cifră, nu două. Deci 5 înseamnă 50 la oră, nu 5 km la oră. 10 înseamnă 100. Ce e peste 10? Bineînțeles, trebuie să aplic un pic frâna. Pentru că mergem la vale. O vale foarte frumoasă, după cum puteți vedea. Pardon, ăla-i telefonul. Plânge că nu l-am hrănit astăzi. Și aici se pare că avem o limită de 70 la oră, deși vine acuși o reducere a vitezei. În esență, cel mai important lucru pe care trebuie să-l faci, observ eu ca mecanic de tren, este să respecti limitele de viteză. Pentru că dacă nu le respecti, poți ieși în decor destul de ușor. Poate voi face un clip viitor în care vom vedea exact ce înseamnă să ieși în decor. Vom băga maxim. Și a trebuit să fie un rezultat destul de amuzant. Chiar dacă nu foarte practic. Ok, 60 la oră. Putem crește un pic durația. Cu asemenea garnitură în spate, chiar și cu două locomotive, nu văd cum aș putea să ajung la niște performanțe decente ca viteză. Și bineînțeles, viteza trenului o crești treptat, nu din prima îi dai
accelerație maximă. Putem reduce accelerația total. Și putem să-i dăm niște frâne. Chiar destul de serios îi putem da frâne. Pentru că vine o curbă destul de strânsă și este la vale treaba. Cred că i-am dat prea serios frâne până se presurizează la loc sistemul, se oprește complet trenul. Nu este cel mai eficient mod de a conduce un tren, sunt perfect conștient de chestia asta, dar pe de altă parte n-am nici cea mai vagă idee ce fac. Deci, asta este. Indicatorul acela de sub, indicatorul vitezei, arată faptul că va fi un tronson de șină cu pantă descendentă. Asta înseamnă că o vom lua la vale, cu alte cuvinte. Ceea ce e perfect ok, pentru că ne va ajuta să ne punem în mișcare, am frânat un pic cam prea mult. Așa că vom primi o mână de ajutor din partea gravitației. Priviți-vă de frumos e peisajul, chiar dacă popinul copacilor este destul de urât, dar pe ansamblu arată foarte bine și apa arată bine. Și aici trebuie să aplic un pic de frână pentru că trebuie să avem 50 la oră pentru macazul ăsta. Și acolo este destinația noastră. Deja am ajuns în Harbor City. Foarte frumos arată. Foarte frumos arată peisajul. Sunetele sunt ca lumea făcute. Peisajul e ca lumea. Op, se pare că am avut un mic deraiaj. Ia să oprim să vedem. Așa pare. Nu-i trebuie deloc mult. Da. A deraiat vagonul ăsta. Nicio problemă. Avem comms radio aici. Și avem re-rail. Perfect. Singura problemă. Ia să vedem dacă mai deraiat vreunul. Nu. Singura problemă e că ăsta a rămas acum decuplat. Deci trebuie să-l recuplăm. Bineînțeles, totul se face manual, nu înțelegem bipă ăla, dar îl reparăm imediat. Așa. Perfect. Nu înțelegem bipă. Ar trebui să fie în regulă totul. Astea sunt ok, legăturile. Și ar trebui să putem să-i dăm drumul la loc. Da. La cât de greu se represurizează, într-adevăr este cuplat și trenul. Și ne punem înapoi în mișcare. No problem. Adică, mă rog, un problem, dar un problem relativ minor.
Perfect. Absolut perfect. 60 la oră pe aici. Putem să-i dăm plană. Indicatorul de sub limita de viteză înseamnă că tronsonul ăsta de cale ferată este în linie dreaptă. Nu are nici pantă ascendentă, nici descendentă. Și acum să vedem la ce linie ne plasează. Nu înțeleg ce a fost bip-bipul ăla. Dar cred că ne duce unde trebuie. Nu înțeleg ce treabă are Roadrunner-ul cu ce se întâmplă aici, dar vedem. Totuși amuzant, cred că e de la addon-ul pentru Route Manager. Altceva nu văd ce ar putea fi. Ca am observat că se aude și când trec peste un macaz. Acolo e depou cu trenuri, cu locomotive, observați că e și o locomotivă cu aburi parcat acolo. Și ar trebui să ne ducă exact unde avem nevoie. La linia E81. Ia să vedem care este linia E81. City. E, tot înainte. Cred că la fix ne duce. Partea dreaptă e E81, ce v-am zis. Fix la fix. E foarte bun modul ăsta. Vi-l recomand să vi-l luați. Route Manager-ul îți presetează toate macazurile până la destinație. Ai niciun fel de treabă. Te duce exact pe linia unde trebuie să... unde trebuie să ajungi. Cu garnitura. Să vedem dacă încape tot trenul meu aici. Mergem până în capăt. Presupun că aș putea să mă urc pe locomotivă, să văd exact. E destul de voluminos, după cum presupun că vă puteți aștepta. De asta au și trebuit două locomotive. Mă dau jos de aici, ok. N-aș vrea să pic din tren fix în momentul ăsta. Dar ar trebui să fie în regulă. În capătul haltei punem frână și decuplăm vagoanele și ar trebui să fie în regulă. Scuze că nu am început de la bun început.
dar pur și simplu mi s-a buguit și a creșuit și am pierdut filmarea. Deci, asta s-a întâmplat. Data viitoare voi face mai bine. Cred că suntem în regulă, ia să verificăm dacă toate, da, sunt pe linie toate. Bun, acum putem depla chestia asta. Putem lăsa ăsta deschis să se depresurizeze, să se înfrâneze total sistemul de frânare al vagoanelor. Și acum haideți să plătim nota. Să vedem ce bani putem primi. Nu mai știu unde este ghișeul pentru gara asta. Unde poți... Asta parcă nu. Ah, pe aici e. Uite-l aici. Acum. Scoatem jobul de aici, îl băgăm în validator. Și am completat și în timpul alocat. Deci, am primit și banii. Asta îl pot băga la coșul de gunoi aici. Nu mai am nevoie de el. Dar mai întâi ne luăm banii și îi băgăm la portofel. Bun. Și cam asta a fost treaba. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături. Cineva mi-a cerut mai devreme să fac încă un clip cu jocul acesta și nu văd de ce nu, pentru că este un joc foarte mișto, chiar și fără suport VR. Este un joc încă în development. Cât de drăguță e mașinuța asta. Păcat că nu pot conduce. Și da, este un joc foarte reușit. Felicitările mele devilor. Acum trebuie să mă duc să văd ce fac cu locomotivele astea. Probabil le voi despona. Nu mai stau să le parchez. Vă mulțumesc mult pentru că mi-ați fost alături și ne vedem data viitoare. Bye bye!